Roberto, cât este el de mare, tot are nevoie de îmbrățișarea bunicii. Chiar m-a emoționat aici în brațele bunicii. Evident că vorbea despre Giulia și despre ce s-a întâmplat. Spunea că a vorbit cu Dima și cumva s-a răcorit. Și bunica îi spunea că eu ți-am spus mie să nu mai îmi vorbești așa, că nu-mi place. Probabil se referă la discuția aceea dintre ei. Mi-e milă tare de Roberto, dar cu siguranță de mâine când va intra noul băiat, situația s-ar fi agravat oricum și dacă ar fi avansat cu Giulia, pentru că am văzut-o pe Giulia extrem de încântată. Cred că singurul aspect care l-ar mai salva pe Roberto ar fi să iasă testul acela pozitiv și cumva Giulia să plece acasă, pentru că altfel va suferi în continuare, vă dați seama. Chiar mi-a fost milă de el și mi-au dat lacrimile când l-am văzut în brațele bunicii, bunica îl mângâia pe cap și el povestea săracul.